Bine v-am găsit, dragii mei! Eu sunt Alina și am plăcerea să vă prezint canalul meu Cufărul cu povești. Mi s-a întâmplat vreodată ca într-o noapte înstelată, în vreme ce stați întinși în patul vostru, din camera voastră să auziți zgomote misterioase, iar inima voastră să înceapă să bată cu putere? Oare ce ar putea să fie? Din cufărul meu cu povești am scos pentru voi în seara aceasta cartea Nopțile Magice, scrisă de Jenny Nimo, ilustrată de Gwen Millward, editată de către editura Univers Enciclopedic Junior. Haideți așadar, dragii mei, să pornim într-o călătorie magică în această noapte magică. Monstruleții au apărut în casa în care locuia Daisy într-o noapte când fetița nu putea să adoarmă. Camera ei cea nouă îi se părea străină, iar patul ei cel nou îi se părea prea mare. În vreme ce stătea trează, ascultând zgomotele care se auzeau din stradă, nu i-a văzut pe gândăcel, fluiera și Ferdinand furișându-se în cameră. Nu i-a văzut înșirându-și comorile sub patul ei. Erau scoici și nasturi, pene și perle, boabe de fasole și flori, aur și argint. În vreme ce Daisy privea în întuneric, a auzit un fel de mârâit. Ce era asta? Inima fetiței a început să bată cu putere. Oare era un camion pe stradă? Nu, suna ca o poveste. Acest inel a fost al unui rege dintr-un ținut îndepărtat, a spus Ferdinand cu glasul mârâit. Când regele dormea, eu îi păzeam comorile. Într-o noapte s-au furișat înăuntru doi tâlhari. La început nu m-au văzut. Deodată însă i-am ieșit în cale. Am scos un răget. Am scuipat foc. Mi-am scos la iveală dinții strălucitori și mi-am arătat ghearele ascuțite ca niște cuțite. Urlând de groază, tâlharii au fugit mâncând pământul. Regele ținutului îndepărtat a fost atât de mulțumit încât mi-a dăruit acest inel drept răsplată pentru vitejie. Aici se sfârșește povestea mea. Daisy se tot gândea la inel întrebându-se. Era din aur sau argint, ori poate bătut cu nestemate? Și tot gândindu-se și gândindu-se, până la urmă a adormit. În noaptea următoare, în vreme ce Daisy stătea trează în patul ei cel mare și nou, din camera ei nouă, în care se simțea străină, a auzit un scârțit. Ce era asta? Inima fetiței a început să bată cu putere. Oare era un copac ale cărui creni se loveau de fereastră? Nu, suna ca o poveste. Pana asta a fost a unei păsări frumoase, a spus gândăcel cu glășciorul lui scârțit. Când eram tânăr, am călătorit pe o corabie. În timpul acelei călătorii am hrănit o pasăre frumoasă, cu firimituri dintr-o cutie cu biscuiți. Atunci când corabia s-a scufundat într-o furtună cumplită, marinarii s-au salvat cu ajutorul bărcilor. Pe mine m-au lăsat singur pe un țărm unde se lășluiau niște făpturi primejdioase. Acestea mă priveau cu lăcomie. Însă din cer a coborât prietena mea, pasărea cea frumoasă, și m-a salvat. Ea mi-a dat această pană în semn de prietenie și aici se sfârșește povestea mea. Daisy a închis ochii. A visat că se afla în văzduh și zbura împreună cu pasărea cea frumoasă. În noaptea care a urmat, în vreme ce Daisy stătea trează, a auzit un sunet melodios. Ce era asta? Inima fetiței a început să bată cu putere. Oare fluiera cineva o melodie? Nu, suna ca o poveste. Acest nasture a fost cusut la haina unei prințese, a spus fluieraș, cu glasul melodios. Când prințesa era mică, îi cântam ca să adoarmă. Într-o zi, când se juca de avați ascunse, ea a dispărut. Am căutat-o pe prințesa mea pretutindeni. Credeam că o pierdusem pentru totdeauna. Apoi, în pădure, într-o noapte cu lună, am văzut o fată care se juca cu lupii. Am cântat cântecul preferat al prințesei și a recunoscut melodia. M-am rătăcit, a spus ea plângând, dar acum m-ai găsit tu. Mi-a dat acest nasture drept răsplată pentru credința mea. Ne-am luat la revedere de la acei lupi prietenoși, iar eu am condus-o pe prințesa acasă. Ochii lui Daisy erau deja închiși. Glasul melodios al lui fluieraș o adormise ca un cântec.
Noaptea care a urmat, fetița stătea trează întrebându-se dacă va începe o altă poveste. Era însă o liniște de plină. Cu privirea ațintită în întuneric, a strigat: "Mi-aș dori să ascult o poveste." S-a auzit un foșnet. Oare ce era asta? Inima lui Daisy a început să bată cu putere. Nu era un sunet muzical sau un copac lângă fereastră, ori un camion pe stradă. "Și acum ce facem?" a întrebat un glas murit. Daisy a dat să se ridice. S-a mai auzit un foșnet. De unde venea oare? Cum era o fetiță curajoasă, și-a aprins lumina de veche și încetişor, foarte încetişor, s-a uitat sub pat și a văzut monstruleții. Daisy a deschis gura să țipe, dar nu a făcut asta pentru că monstruleții erau foarte, foarte mici. "Nu-ți fie teamă," a spus unul dintre ei, "suntem niște povestitori. Numele meu este Gândăcel. Eu sunt fluieraș," a spus următorul monstruleț. "Iar eu sunt Ferdinand," a murit al treilea. "Să nu spui nimănui că ne-ai văzut." "Bine," a murmurat Daisy, "dar vă rog, mai spuneți încă o poveste?" Fluieraș a rămas o clipă pe gânduri. "Cred că poți să spui chiar tu o poveste," a șoptit el, întinzându-i o scoică. "Eu?" a întrebat fetița neîncrezătoare. La început scoica i s-a părut obișnuită, dar apoi și-a pus-o la ureche și a auzit Maria. Deci s-a gândit și s-a tot gândit, apoi a spus cu glas tărăgânat: "Scoica asta era unei sirene." "Unde se afla sirena?" a întrebat monstruleții. Daisy a rămas iar pe gânduri. "Se afla în mare, iar scoica era în părul ei. Sirena plângea pentru că fusese prinsă într-o plasă de pescar. Și așa că eu am sărit pe o stâncă. Eram gata să cad, dar am apucat-o de mână și am tras-o afară. Sirena mi-a dat această scoică pentru că o salvase." Daisy a zâmbit și a strâns în mâini scoica. A închis ochii și a visat că era o sirenă. "Noapte bună, Daisy," au spus în șoaptă monstruleții. "Patul tău nu o să ți se mai pară atât de mare, iar camera ta nu ți se va mai părea atât de străină. De acum poți să spui propriile tale povești." Și s-au furișat afară din cameră. Dragii mei, dacă voi ați avea o scoică, ce poveste v-ați imagina? Vă urez noapte bună, somn ușor, vise plăcute și îngerii să vă sărute. Pe curând!